Peste 2,5 milioane de români cu venituri mici vor primi în următoarea săptămână cardurile electronice. Este vorba despre acele vouchere sociale în valoare de 250 de lei acordate de guvern. Banile vor fi virați oamenilor abia la finalul lunii, iar tichetele pot fi folosite doar în magazinele unde se acceptă plata cu cardul. Fiecare card va conține numele și prenumele beneficiarului, steagul Uniunii Europene și sigla Guvernului României. Trei firme s-au ocupat de fabricarea lor, iar o parte din proces a avut loc în străinătate. Acolo au fost impregnate chipurile. Fiecare card va fi însoțit de o scrisoare cu câteva instrucțiuni și numere de telefon unde puteți suna în cazul în care fie ați pierdut cardul, fie acesta a fost furat. Tichetele sociale electronice nu permit retragerea de numerar de la bancomat, însă le puteți folosi în orice magazin alimentar partener unde este permisă plata cu cardul. În următoarele zile, cardurile electronice vor pleca de la companiile producătoare în oficiile Poștei Române, iar poștașii vor distribui tichetele sociale celor 2,5 milioane de români. Vom avea peste 10.000 de angajați. Noi vom distribui cardurile în maxim 5 zile din clipa în care le primim. Abia la finalul procesului, Ministerul Fondurilor, Investițiilor și Proiectelor Europene va încărca banii pentru prima tranșă, iar primele cumpărături pot fi făcute abia peste 3 săptămâni. Voucherele pentru alimente de bază vor fi în valoare de 50 de euro, adică 250 de lei, iar românii vor beneficia din 2 în 2 luni de aceste sume promise de autorități. Nu pot cumpăra alcool sau tutun, dar vor avea acces la mai multe produse. Produse alimentare, de la pâine, zahăr, ulei, orez, casele de marcat controlează aceste tipuri de carduri. Voucherele electronice vor ajunge la pensionarii și persoanele cu dizabilități care au venituri lunare mai mici sau egale cu 1.500 de lei, dar și la familiile monoparentale sau cele care câștigă puțin și au în îngrijire 2 copii. Unii dintre beneficiari mai au încă nelămuriri. Eu n-am înțeles dacă se va fi tot timpul sau e numai o dată cum a fost cu... Având în vedere că sunt foarte mulți în situația mea, sunt bineveniți. Nu sunt wow, dar... Sprijin bun ar ajuta? Pe moment, atât. Nu vedeți cum cresc prețurile. În total sunt peste 24.000 de magazine alimentare unde pot fi folosite, iar lista lor o găsiți pe site-urile firmelor care au emis cardurile. Tichetele sociale electronice nu trebuie încredințate unor persoane străine, iar cei care le pun în vânzare riscă amenzi între 3 și 5.000 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.